Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu, înainte de toate. Sunt Gelu Brevenel, mulțumesc că sunteți alături de noua noastră televiziune TV Giurgiu. Astăzi am programat o ediție specială a emisiunii Giurgiu, înainte de toate. O emisiune cu atmosferă de iarnă, cu izbe sărbătoare, am zic eu, cu cântece și cu poezie. Pentru asta avem un platou de invitați pe măsură. Doi artiști, Toma Vasile și Tică Lumânare. Salutare, bine ați venit în vastele noastre studiouri. Bună ziua, domnule Brevenel, dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor. Bună ziua, vă spun și eu și bine v-am găsit în noul cadru, în noul sediu și chiar vă felicit și vă urez an mulți în continuare și frumoși. Ce să vă zic și eu, vă mulțumesc. Toma Vasile. Mă iertați, domnul Brevenel. Am încercat o glumă, nu știu dacă a ieșit. Nu, formula asta cu bună ziua dumneavoastră, invitaților noastre și telespectatorilor dumneavoastră, e atât de veche și de stupidă, nu cred că mi-a ieșit toate foarte vechi și noi sunt toate. Păi nu, și noi suntem noi. Nu, cum noi sunt toate. Noi suntem noi, cum să fim noi toate. Vreau să pornesc întrebându-l pe Toma Vasile. Hai să spunem telespectatorilor noștri că în viața de zi cu zi suntem prieteni, eu lui Tică îi zic Tică, el îmi zice mie Gelu, cu Toma Vasile îi spun Toma, deși prenumele este Vasile. Da, pentru că s-a terminat cu respectul, nu Toma, mai e respect pe lumea asta. Domnul Brevenel, o fi sărbătoare, vine Crăciunul, dar fără domnul Brevenel. Viață de artist, ziua vesel, noaptea trist, să zice. Sau vrei cumva să mă contrazici? E cumva invers? Ba nu, este chiar așa cum ai spus. Ziua trist, noaptea trist, vesel doar aici, în emisiunea asta, altfel. De câte ori mă întâlnesc cu tine, sunt foarte vesel. Și bucuros că m-am întâlnit după amar de vreme și cu Tică. Da. Mă bucur de această reîntâlnire. Că altfel ne vedeam doar pe la TV. Eu pe el sau pe mine. Tică Lumânare, ai revenit la Giurgiu. Diseară ai concert, un concert, da? În Parcul Mihai Viteazul. Da, și chiar mă bucur să putem vorbi despre asta. Este primul meu concert de colinde în aer liber, în Giurgiu și nu poate decât să mă bucure și pentru asta am pregătit și o surpriză. Diseară voi lansa, sper eu, să fie nouul imn al orașului Giurgiu. Te-am auzit vineri la știrile TV Giurgiu, da? Prin telefonul în direct, sunt curios cu privire la noul imn, presupun că l-ai pregătit. Este, are și orchestrație făcută de prietenul nostru Spil. A lucrat la ea și e ok, eu zic că o să sune fain și o să am pe scenă alături de mine să mă ajute cu vocile și două fete de la Karma Junior, pe Simona și pe Diana. Sper să avem și public care să-l asculte. O idee foarte interesantă, iertați-mă. Dar până acum, Giurgiu, a mai avut vreun imn? A fost cel puțin o încercare, o știu eu. Aha. Și există orașe în țara asta sau în lume? Probabil există care au, dar există foarte multe care n-au. S-ar cu siguranță aproape toate partidele, în schimb, au... Partidele, da. Cum să nu... Partidul e în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. Bineînțeles. Dar foarte interesantă propunerea ta. Serios. Da, este, cântecul este făcut cu ani în urmă, cred că are vreo 7 ani, nu? Îl cântam cu copiii, de la Karma Junior. L-ai lăsat la macerat să... Era altă administrație și nu ți-ai permis să-l scoți de la sertar. Nu, l-am scos, a fost ca propunere, dar... Condițiile propice. Nu a fost acceptată propunerea. E în regulă. Păi, diseară o să vin și eu la Parcul Mihai Viteazul. Chiar sunt curios cum sună propunerea ta. Înseamnă că show-ul va fi complet diseară. Dacă ești și tu cu mine, va fi complet. Da, vreau să te întreb în ce postură ești tu diseară în Parcul Mihai Viteazul. În postură de admirator al domnului Tică Lumânare. La servici sau în timpul liber? Și de om foarte curios. În timpul liber, bineînțeles. De ce? Nu înțeleg rostul, sensul întrebării. El oricum e un om liber. Actorii au treabă, mai ales în timpul sărbătorilor. Eu știu sub ce mască te ascunzi sau poți să te ascunzi. Sub ce mască? Eu în fiecare zi am câte o mască. Sigur că dacă mă întâlnesc cu tine și te văd uneori vesel, îmi iau și eu masca de om vesel, surzător. Dacă te văd încruntat, obsedat de cine știe ce emisiune... Devin trist, pe loc. Nu, mă ascund. Așa cum nu prea te știu eu. Mă ascund. Numai când se întâlnește cu mine își pune masca de artist. Corect.
Nu, adică n-am fost răi deloc. Au fost niște glumițe. Și eu zic că în emisiunea asta au locul glumițe. Eu, să știți... Așa ne-am și propus să fie o emisiune cu cântec, o emisiune cu zâmbet. Vă spun cu mare sinceritate. Poezie. Eu mă feresc de emisiunile... Scorțoase. Scorțoase, constipate, plicticoase. Poate să am fie... Am observat încă de la început. Dacă am dat bună ziua la modul civilizat, am fost scorțos. Nu, 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 dar ai făcut-o pentru telespectatori. Și noi, evident că în emisiune, am fost salutați de către tine. Nu, eu am vrut doar să punctez această formulă nefericită. Ai dat tonul. Când intră câte unul în direct, îl ia moderatorul frumos la telefon, bună ziua dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor noastră. Spune-le bună ziua și atât. Așa zice tuturor. Lumea că e frumos, așa zice. Da. Sigur, câte borde, atâtea obicei. E loc și pentru actor, să știi, la nostru proiect de televiziune. Numai în teatru n-am mai avut loc. Poate te vedem și pe tine. Numai în teatru n-am mai avut loc. Chiar să fiu cu ochii în patru. Mulțumesc frumos pentru gândul. Să vedem cum deschizi emisiunea. Mulțumesc frumos pentru gândul. Ce spui? Cu bună ziua, fără bună ziua. O să fac o mică monitorizare. Vreau să te întreb, Toma Vasile. Te rog. Să revenim la viața de artist, ziua vesel, noaptea trist. Și să-l întreb pe actorul Toma Vasile, cum vede el viața artistică din Giurgiu asta, ca să-l întreb mai târziu și pe Tică Lumânare. Tică, fiind plecat multă vreme din Giurgiu și revenind acum, el fiind cel care poate vede viața artistică așa cum este ea, cu alți ochi. Mai putea acuza de conflict de interese. Eu mi-aș fi dorit să fiu chiar în miezul problemei. Acum, depinde ce înseamnă viața artistică. E vorba doar de teatru, vorba de centru cultural, de ceea ce fac tot ceea ce se învârte în Giurgiu, în jurul artei. Nu ne referim strict la teatru. Cum vezi tu? Se pot întâmpla lucruri minunate, minunate. Dar dacă ele nu sunt difuzate, ăsta este rostul unei televiziuni. Asta este părerea mea. Încă e vorba neapărat de această televiziune, Giurgiu TV. Dacă ele nu sunt arătate publicului, degeaba eu sunt bun la mine în casă între patru pereți și recit și dansez, mă rog, atât cât pot eu să mai dansez la vârsta mea. Dacă nu mă vede lumea, o fac degeaba. Doar de amorul artei, să mă bucur eu pentru mine. Mă uit în oglindă și recit. Asta în ceea ce privește prestația la teatru. Asta este și scena. Scena este ca o încăpere care îi lipsește un perete. Sunt ceilalți trei pereți și lipsește un perete. Ăla către public. Dacă nu ești văzut, nu existi. O să discutăm puțin mai târziu și despre teatru. Teatru ăsta al nostru din Giurgiu. Despre prestația teatrului, despre stagiune. Acum aș vrea să trec microfonul la modul figurativ, că știu că mă rog cărcotași și stau cu ochii pe mine, spre Tică Lumânare. Tică, hai să începem, să continuăm de altfel cu o melodie. Idee. Sunt curios cu ce mai începe tu, cu ce cum melodie mea. Începe? De regulă am experiența asta mea de spectacole, de concerte, de, să zicem, peste 20 de ani. De-abia am aniversat anul ăsta 20 de ani de activitate muzicală. Am observat că cel mai bine este, sau am constatat, am ajuns la concluzia că cel mai bine este să o iei crescendo, da? Să iei publicul încet, încet, de la lent și trist până la ritmat și vesel. E invers ca la noi la știri, cel puțin. Noi intrăm cu o știre tare bombă ca să atragem atenția, după care continuăm, nu zic. Se poate, numai că vezi tu că într-o sală de spectacol lucrurile se întâmplă în felul următor. Dacă ești într-o sală de casă de cultură sau de teatru, ai alt gen de spectacol, abordezi altfel problema. Dacă ești într-un bar sau într-o cafenea, într-o cârciumă, abordezi altfel problema. Eu am să încep cu o piesă la care lucrăm acum. Este o piesă foarte veche de la Karma. Când spui lucrăm, cine lucrează? Deci tu și chitară. În studio o lucrează acum, lucrează la Negativ Spiel, prietenul nostru și colaboratorul vechi Spiel. Când va fi gata Negativul, eu și colegul meu de la Karma Adi Sebe vom adăuga vocile. Este poate una dintre cele mai, fără a fi lipsit de modestie, este una dintre cele mai frumoase cântece de iarnă, de colinde, să zicem noi. Și asta nu am spus-o numai noi, au spus și cei care au auzit-o. Veche, dar... zic eu că s-ar potrivi foarte bine, pentru că și diseară o să o cântăm, se numește Colindă Tristă.
pe versurile lui Victor Mihalache. Se aud colindele încet pe cale și rale tulbură vunecul. Când ademenitor poftesc în vale să intre în case anul cel mai nou. Le ascultă oamenii plini de mirare că au venit vesele prea curând, că tot îmbătrânesc cu disperare și că mai mor și ei din când în când. Ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea. Că le-e greu să totuși poarte crucea pe sub ferestre noi de timp sărac, că nu mai știu pe unde ar fi răscrucea de-ntors la Moș Crăciunul din alea. E ștergușor cu mâna lor cea stângă un fir de lacrimă pornit hoinar, când zurgă lăișuier într-o dungă pe-o filă ultimă de calendar. Ascultă, colindă tristă, ascultați, colinda mea, ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea. Apoi zâmbesc cu greu într-o sforțare și ușurează tot ce își doresc. Urări de o simplitate uimitoare, dar știu că multe nu se îndeplinesc. Închină un pahar cu vin de casă, ai casele răspund ca un ecou, și-a domtit el cu coatele pe masă, visând că va fi un anul ce nou. Ascultați, colindă tristă, ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea. Foarte frumos, dar și foarte trist. Ia parțin versurile. Victor Mihalache, un prieten al nostru din... Foarte trist. Din Târgoviște. Da. În general, colindele sunt niște cântece vesele. Să-ți vină așa la poartă niște urători cu asemenea versuri. Da. Depinde. Avem și colinde profunde, totuși. Nu e un colind de cântat la poartă, de asta spuneam. Depinde de context. Clar, nu mi-am dat. Să înțeleg, Toma, că tu îți primești colindătorii la poartă, nu le deschizi poarta? Nu, pentru că eu n-am poartă. eu stau la blocoteț. Nu le deschid. Dacă știu să apese la interfon pe butoanele acelea, deschid, dacă nu mă sună, cum să le deschid? Și cum zice Colindu, vin colindătorii, vin ca altă dată, să lăsăm cu toții poarta deschiată. Cine are? Cine are poartă, are și parte. Cine n-are poartă, n-are parte. Bun. Eu aș lua cântecul lui Tică Lumnare ca o provocare pentru tine. Sunt sigur că și tu ne-ai pregătit un moment politic, un moment artistic. Eram convins că o să mă provoci. Fii atent. Trebuie să încerci și tu cumva. Fii atent, Gelu. Să nu vorbești mult. Să nu bei. Zicea? A, ai început? Să nu râvnești la femeia aproape lui tău. Să râzi și să plângi în același timp. Ca talerele balanței să nu se clatine. Să nu tremuri în fața mâniei. Să nu te mâniezi în fața spaimei. Să ai puterea să nu fii puternic. Să termin odată cu iubirea asta neroadă, în numele căreia te stingi. N-a fost pentru tine. Mai lua prin surprinde. Asta am și intenționat. Este momentul tău. Asta am și intenționat. Sunt elementul surpriză. Hai să continuăm tot cu Toma Vasile. Vreau să-l întreb cum ai terminat, Toma, stagiunea. Partea
de toamnă, partea spre iarna stagiunii teatrale? Pentru mine este impropriu spus stagiune. De 2 ani și jumătate, de când actorii teatrului au fost disponibilizați, la mine nu mai există început și final de stagiune. Cât eram angajat, puteam să vorbesc despre stagiune, despre... Nu, să vorbim despre stagiunea teatrală, stagiunea teatrului Tudor Vian. Despre stagiune eu nu mai am cum să vorbesc. Despre stagiune, despre un proiect repertorial al unei stagiuni, poate vorbi numai managerul teatrului, numai directorul. El propune spectacolele pentru o stagiune sau alta, el hotărăște când se deschide stagiunea, tot el hotărăște și când se închide stagiunea, el hotărăște... Așa și stă bine unui manager, până aici nimic nou. În situația mea de actor neangajat, eu aștept cât un telefon să mi se spună, angajamente. Să mi se spună, Toma, accepti să joci în spectacolul cu tare sau cu tare? Ce credeți că răspund eu? Cum o să răspund nu? Sigur că da, în situația mea. Nu, îmi cer scuze, ce să vorbesc despre o stagiune? N-am cum. Mi-aduc aminte că în anii când teatrul ăsta a funcționat ca teatru de repertoriu cu actorii angajați, actorii știau la finalul unei stagiuni, știau ce spectacole vor fi montate în stagiunea viitoare. Deja de la finalul stagiunii se începea lucru pentru deschiderea stagiunii. În clipa asta nu pot să vorbesc, aș vrea să la întrebare să răspund, dar nu știu să răspund la întrebarea asta. Îmi cer da, scuze. Cunosc supărarea ta și altor actorii. În urmă cu ceva ani, ca să fac un rezumat, teatru din Giurgiu, Teatru Valah pe atunci, care avea actori angajați și era un teatru de repertoriu, a devenit teatru de proiect, situație în care, culmea, actorii au fost disponibilizați, rămânând în teatru mai mult partea tehnică ca și angajați. Nu, chiar asta... numai partea tehnică. Atât a rămas. Da. Partea proastă a unui teatru de proiect este că nu poate să abordeze piese, orice fel de piese de teatru. Te referi în primul rând la piesele cu multă distribuție? Da. Un teatru de proiecte nu își poate permite să abordeze un spectacol cu 7, 8, 9, 10 personaje și asemenea. Istoria literaturii universale și românești atestă acest lucru. Sunt piese cu foarte multe personaje. Aici 2-3 personaje în spectacolele. Asta nu funcționează teatru. Da, să te nevoit să se rezume la... La actor puțin, mă rog, în condițiile astea îmi permit și eu să intru în discuție, pentru că și eu am fost alături de Toma la teatru și am fost pe lista celor disponibilizați. O piesă, cum spune Tomiță, gen un om egal un om, care avea aproape 50 de... aproape tot teatru era în acea piesă, a devenit istorie. Ceea ce e foarte trist, pentru că pentru Giurgiu, din punctul meu de vedere, a fost ceva deosebit. Ce să mai zic de alte piese, da? E păcat. Eu sper totuși să se schimbe ceva și cu teatrul acesta, pentru că să sperăm. Nu este o soluție. N-a fost o soluție acest teatru de proiect. Iartă-mă, apropo de speranță și să sperăm să... Știi ce le spunea, ce spunea Napoleon despre speranță? Sigur, după Revoluția franceză, el îi vâna pe monarhiști, îi punea la zid și, înainte să îi împuște, îi întreba dacă au și o ultimă dorință. Și aia sărace se repezeau, să mai tragă de timp. O scrisoare acasă, un păhărel cu alcool. Și după ce afla ultimele dorințe ale condamnaților la moarte, le refuza această ultimă dorință și le spunea atât. Singura speranță a celui învins este să nu mai spere. Optimist ca de obicei, Toma Vasile. Pare rău, dar a rămas consumată povestea asta. În urmă cu ceva vreme eu l-am invitat pe directorul teatrului Mircea Meunescu la o emisiune televizată, era chiar înainte de Festivalul Teatrelor Dunărene, m-a refuzat politicos, chiar n-avea omul timp. Îmi mențin invitația, o să-l invit, dacă vrei, chiar alături de tine, chiar alături de un reprezentant al actorilor din teatrul de cândva. Să lămurim o dată pentru totdeauna chestiunea asta. Oricum, după cât știu eu, nu Mircea Meunescu a făcut teatru de proiect. Când a venit în Giurgiu, exista acest proiect. E adevărat. Și acum omul, într-un fel sau altul, nu poate să o mai dragă. A rămas așa. Banii vin de la Consiliul Județean,
acolo ar trebui acționat în situația în care se lucrează bugetul de la anul, să zicem, proiectul de revenire la formula inițială a teatrului ar trebui să existe. Iartă-mă, nu se poate. Eu mă duc aminte de una dintre primele reclame de după Revoluție. Reclama la Adidas și Adidas Torsche, sau nu știu. Și era o formulă foarte dulce. Dacă vrei, poți. Sigur că se poate. Mai exista tot în vremea aia și o reclamă cu cumpărățul, cum era, că am uitat, în pantof Gregorie Orizu. Doar unul. Am uitat-o, dar foarte bun. Deci nu putem spera la mai mult. Asta a foarte bun. Tică Lumânare, ai revenit la Giurgiu, unde, după câte știu, n-ai mai cântat de ani buni în public. Cu care minun se datorează revenirea ta acasă? Așa cum spuneam, și continui să mențin ideea și părerea, odată cu schimbarea primarului din Giurgiu s-au petrecut niște schimbări în oraș. Și spuneam atunci că susțin chestia asta pentru că am încredere. Și iată că nu m-am înșelat. Chiar am luat și pulsul prin oraș așa și îmi spunea cineva, băi, să știi că s-a schimbat ceva în Giurgiu. Zic, băi, cum așa? Zice, păi, astăzi a nins și mâine deja erau... mașinile erau șoselele dezepezite. Nu ca până acum. Până acum eu știam că când veneam de la București... Ne-a luat prin surprindere, asta era când vorba. Veneam de la București până la Remuș, era șoseaua curățată. Când intrai în Giurgiu, deci culmea, în loc să fie invers, știi? Ne dai de grop, de zăpadă, de nu știu ce. Da, până la Remuș se ocupă drumuri naționale, da? Iar în interiorul orașului, municipalitatea sub diferite forme. Una peste alta, eu care ca ziar știu foarte bine că e foarte greu să dezepăzești un oraș mergând pe fiecare străduță, e greu. Chiar astăzi vedeam pe Facebook o colegă ziaristă supărată că nu poate să meargă printre blocuri, că n-a venit nimeni să-i dea și ei cu sare, cu piper sau cu lopata. N-o să vină cineva de la primărie să dea prin fiecare colțișor la orașului, la ușa blocului în față sau în spate cu sare și cu... E ok, eu vorbeam de DN1, da? Da, te rog să continui cu schimbările așa. Din Giurgiu. În ceea ce mă privește, pentru că fiind plecat de 2 ani din Giurgiu, de când am fost disponibilizați, deși eu mi-am oferit voluntar ajutorul și colaborarea cu teatrul din Giurgiu, atunci când au nevoie de mine. N-au avut nevoie. Nu știu, probabil. Era așa, în trecere. Am pierdut pulsul orașului. Nu mai știu exact ce se întâmplă. Ai mei fiind bătrâni, stau mai mult în casă, deci nu pot să spun că pot avea pulsul orașului prin cineva anume. Faptul că, și atunci vorbesc din punctul meu de vedere, da? Anul acesta s-au schimbat multe pentru mine. A fost pentru prima dată când cineva din Giurgiu, și asta pot să menționez pe prietenul nostru Mugurel Roșu, s-a gândit să facă pentru mine un spectacol aniversar, 25 de ani de activitate muzicală, ce s-a întâmplat la teatru. Acum sunt invitat să cânt, să am propriul concert de colinde în aer liber. Cine te-a invitat? Primăria Giurgiu. După multă vreme. Primăria Giurgiu. V-am spus, lucrurile se schimbă. Și nu neapărat că vorbesc și că e vorba numai de mine, dar eu cred că acum viziunea asupra ierarhia valorilor, cred că a început să se schimbe. Cred eu. Și asta nu are decât să fie decât bine. E foarte frumos și adevărat ceea ce ai spus despre schimbările astea de aici, dar eu n-aș fi uitat sau aș fi utilizat și sintagma aceea. Băi, e adevărat că schimbările... Dar și dorul de locurile natale, de voi, prietenii mei, asta m-a mânat înapoi la Giurgiu. Aș fi băgat și chestia asta. Cine bine? Da, ai văzut la televizor când am bani? Analiștii, politicieni. Dacă le uiți în gura lor, treci într-un bas. Exact asta vrea să-mi spun. Într-un bas perpetu. Vreau să, apropo de chestia asta, mingea la fileu, da? S-a supărat foarte mult giurgiuveni pe mine când am fost întrebat... într-o emisiune dacă mă mândresc că sunt giurgiuvean. Și am răspuns. Probabil că i-a supărat răspunsul, nu? Și atunci am răspuns
din anumite puncte de vedere, nu mă mândresc că sunt jurnalist. E corect, ai răspuns corect. Și am explicat atunci de ce. Eu întotdeauna am explicat, nu mi-a fost teamă de nimeni de repercusiuni, pentru că eu întotdeauna am spus ce am avut de spus. Și sper ca și alții să înceapă să o fac. De asta spun. Nu spun că se va schimba total la 180 de grade lucrurile. Nici nu se poate. Nici n-are cum, pentru că e vorba de mentalitate aici. Mentalitatea unui oraș de provincie, care deși este aproape cel mai arături de preș, cel mai aproape de capitală. Oh, iartă-mă, pe nici n-ar fi bine la 180 de grade, adică să se sucească la 180 de grade. Păi după ce ai afirmat că te-ai bucurat că ai intrat în Giurgiu și străzile erau dezăpezite, păi ce înseamnă să se răstoarne soția la 180 de grade? Să le vezi din nou acum. Să pune zăpadă la loc, probabil. Nu, deci nu e bine. Da. Te rog, Tică. Și, da, de asta spun că, din punctul meu de vedere, eu cred că lucrurile au început să se miște. Și când spun asta, am anumite motive să o spun. Și până la urmă, faptele, timpul va dovedi. Dacă sigur, am dreptate sau... Cu siguranță, cu siguranță. Dar, iartă-mă, revenind la întrebarea pe care ți-a pus-o jurnalistul acela, dacă te bucuri sau și nu... Și mie ești... îmi prisosește o întrebare, Toma. Tu te bucuri și ești mândru că ești giurgiuvean și de ce? Tocmai vreau să răspund, să merg în continuare. Să... Ți-am pus-o eu. Păi da, ca să se vadă că... Că fac și eu ceva. Că ții de aici colaborarea, sigur, adică ai făcut ceva, doamne, n-ai tăcut tot timpul și au vorbit invitații. Nu, de regulă eu când am o prestație prea bună, dau și câteva ture în jurul platoului. Așa ca un derviș în jurul sultanului. Câteodată am chiar o tură înaintea mea, știi? Am înțeles, am înțeles. Adică am învolnit și pentru emisiunea viitoare, dar să revenim totuși la întrebarea. Sigur, întrebarea acelui jurnalist, te bucuri sau nu? Și acum revenim la întrebarea ta, că mi-a și pus-o. V-aș aminti că există un dicton latinesc vechi. Carpe diem. Trăiește clipa. Bucură-te. De ce nu m-a întrebat domnule Brebenel dacă mă bucur sau nu că sunt giurgiuvean când am fost disponibilizat? Ia să vezi ce să răspundeam în clipa aia. E cum să te bucuri în clipa aia? Eu n-am înțeles, tot spun ce domne, să te bucuri. Dar eu n-am înțeles de ce te-ai supărat tu pe Giurgiu că ai fost disponibilizat. Dacă vrei să vorbim despre ce Giurgiu e de vină? Nu, nu. Se întâmplă altceva. Nici soarta nu e de vină. Mă rog, e o chestiune. Soarta e de vină. Da, e vorba de starea pe care o ai în momentul ăla. Asta vreau să spun și eu. Starea. Cum o să te bucuri pe giurgiuveni când foarte mulți îți intră în sala de spectacole, să te asculte cântând sau să te vadă interpretând un rol pe scenă. Nu, nu. Dar cu adevărat ce a spus e că ai o stare în momentul ăla. O anumită stare. Dar contează, hai să trecem la starea de cânte chiar ștică. Și aș vrea să te întreb, înainte să încep să cânti, care e pentru tine piesa anului 2012? Piesa lucrată de tine, piesa ta. Este o piesă pe care am cântat-o în emisiunile trecute, dar care acum nu se, zic eu că nu se potrivește momentului. Era vorba de Balada Prostului, piesă pe care anul acesta am lansat-o și pe posturile de radio. O piesă de care sunt foarte mulțumit din toate punctele de vedere, și ca text, și ca muzică, și ca impact asupra publicului. E o piesă ironică, de ce nu s-ar potrivi? Da. Tu hotărăști. Nu, aș prefera ca în această emisiune să păstrăm totuși spiritul ăsta al sărbătorilor și să vă cânt o piesă, eu îi spun nouă. De ce? Deși ea este compusă de câțiva ani, piesa nu a fost niciodată cântată în public. Piesa de la Karma se numește Prima ninsoare. Acum lucrăm și la această piesă în studio. Și am să cânt numai o jumătate din piesă, restul se poate auzi la spectacol. Strălucind prin perdea ne-a adus
cine suflet n-are, nu s-aud al ei ecou. Fiori, și acum ca prima dată, v-a bătut din nou la poartă, ne-ați deschis urâzător. Azi din nou vom cânta prima nisoare, numai cine suflet n-are, nu s-aud al ei ecou. Și acum ca prima dată v-am bătut din nou la poartă, te-a deschis urâzător. Piesa se numește Prima Nisoare și, ca să fiu sincer, este făcută acum vreo 3-4 ani special pentru un anumit post de televiziune, dar nu am mai ajuns acolo, așa că o să o lansăm diseară. Ajuns acolo, ajuns da. Aici. Foarte ajuns bine, aici. La TVG. E veselă că Prima Nisoare în copilărie. Trebuie să recunosc că în copilărie era foarte frumos, te vedeam în zăpadă, era o bucurie când începea să ningă. Da, Tomă, la vârsta mea, din păcate, erau departe. La vârsta mea, din păcate, chiar dacă nu exista acea disponibilizare, nu se întâmpla lucrul ăsta trist în viața mea, dar la anumite vârste nu mai ai bucuria primului fulg de zăpadă. Pentru nu, că nu te mai simți altfel, vezi altfel lucrurile, ai altă percepție. Deja ai în spate un trecut, ai în spate anumite griji, anumite probleme și vezi prin alți ochi. Absolut. Același lucru îl veți spune alți ochi. Mi-amintesc de câteva versuri legate și le tot de iarnă, de o anumită iarnă. Să nu fiem zăpada măcar anul acesta, măcar viața aceasta. O iarnă perfectă e ca o viață perfectă. Urmele lupilor sunt acoperite cu zăpadă. Sângele acoperit cu zăpadă, vorbele care dor se acoperă și ele cu ninsori. Într-o zăpadă nemai văzută te-aș vedea tânăr și frumos și vorbind ca nimeni altul urechilor tale. Dacă nu fiem zăpada, iubito, mă ierți că îmbătrânesc? Poezie despre iarnă. Vreau o sanie și vreau un cal și un colind și pe alba pârtie de deal s-o întind. Să mă duc pe-un drum fără sfârșit, singurel, ca un tris, ca un adormit lopoțel. Norii au un streaniu mestrec și nim și se aude luider ding dang ding. Norii au un streaniu mestrec și nim și se aude luider ding dang ding. Și aproape de lupi, nu? Să mă fugărească lupi frămânzi prin nămeți, să-i privesc în ochii lor rotunzi, voi ce vreți. Din banalul zilnicul concert să mă smul și prin iarna mare să mă pierd ca un ful. Norii au un streaniu mestrec și nim și se aude univers din dan din. Norii au un streaniu mestrec și nim și se aude univers din dan din. Și cândva din drum de pe deal să se-ntoarcă o sanie și un cal și atât. Eu să îngheț și să mă pierd în cer și să nim peste casa mea cu leruile din dandim. Norii au un streaniu mestrec și nim și se aude în univers din dandim. Norii au un streaniu mestrec și nim și se aude în univers din dan. Foarte frumos. Și despre lucru a fost vorba în versurile cântecului tău. Mi-am amintit o glumă. E mai veche gluma despre lupi. Ivan și Natasha în Siberia. Iarnă, viscol, nenorocire. Înfruntau nămeții ținându-se de mână. La un moment dat, viscul e așa de puternic încât îi împrăștie pe amândoi. Se rătăcesc unul de altul. Ivan, Natasha, viscul, Natasha, Ivan, lupii,
canapeaua noastră de scârț. După o vreme, stai că spun după aceea ceva legat și de meseria brățară de aur. Asta este. Asta îi face moderator. Mai, așa. Mai, după un minut, iar, Ivan. Natasha! Viscolul tică. Natasha, Ivan! Lubi. Au! După încă un minut. Cum să termină misiunea? O clipă. Ivan. Natasha! Viscolul. Lupi. Și apropo de brățară de aur, nu se poate. Păi un mod, asta este chiar meserie de aur. E, acum, fără mă înconjur, fără glumă, e chiar foarte greu. Mai pui o întrebare invitatului, nu știi ce-ți răspunde ăla, trebuie să fii tare sagace, să te legi de cuvintele lui, să-l conduce misiunea. Și apropo de brățară de aur, dați-mi voie să vă spun tot o glumă mai veche, legată de meseria brățară de aur. Se sparge o conductă într-un cartier de canalizare. Prin crăpăturile asfaltului ies dejecțiile, miros pestile în țelă, în tot cartierul. Vorbește frumos, te rog, de sărbători. De ce știi? Uite, microfonul e așa de pudibond ca tine. Așa, telefon la primărie, primăria trimite o echipă de depanare la fața locului, formată din doi oameni, șeful de echipă, maestru, și Gugu, ajutorul de maestru, ăla cu lada de scule. Tot un soi de vechiul Dorel, adică nouă Dorel. Așa, Dorel, da. Ternă cu popome. Ajung la fața locului. Uite, maestru, băi, Gogule, băi, ori de treabă. Băi, șeful mă tale știi să rezolvi aici, eu de unde, eu, bă. Ai dreptate, ia de bă, Ternă copul, îmi place. Ia maestru Ternă copul, sparge acolo, aruncă, da, ajunge la țeavă, cum face cu Ternă copul, că o face praf. Să umple groapa de dejecții. Băi, Gogule, acum ce Dumnezeu face? Băi, ce fumatul ești priceput. Bine, băi, n-are încotro maestru, se strânge de nas, trage aer în piept și se aruncă acolo în mizeria aia. Plăce la fund, după vreo 10 secunde, iese la spravață. Băi, Gogule, da, șeful. Băi, dă-mi cheia aia fixă de 12. Gata, șeful, caută ăla în lada de sculei. Ăsta iar... Da, să duc chiar în dejecții. Scafandru. Așa. După o vreme iară. Băi, Gogule, da, șeful. Tubulara de 15. Da, șeful. Caută în lada de scule, scoate, eu dă. Ajunge iar la fund acolo. Cum face că repară toată povestea, să resorb dejecțiile. Iese maestru. Iese de acolo, șeful, meseria, și iese de grabă. Aolo, bă, Gogule, băi, Gogule, băi, ce mize. Aoleo, e te băgă și în gură mi-a intrat. Dă-mi repede o țigară să schimb gustul. Gata, șeful, îi dă țigara, eu aprind. Trage ăsta, fumează vreo jumătate de țigară. Și vede că a rezolvat problema. Profesionist. Și auzi, băi, Gogule, ce părere ai, bă? S-a rezolvat? Ai, bă, șeful, cam atare, pe cum să nu se rezolvă, bă? De-aia zic, bă, Gogule, meseria e brățară de aur, bă, de-aia zic. Pune dracu mâna pe carte și învață meserie, bă, că altfel toată viața ai să căr la de-aia de scule. Da, Toma, într-un fel ne-ai întâlnat zăpada, dar te iert. Pe de altă parte, mi-ai stricat și momentul de grație, pentru că Tică Lumânare la un moment dat a zis că el, mă rog, cântă doar o jumătate de cântec. Vreau să te pun și pe tine să reciți doar o jumătate de poezie, dar să încep cu partea a doua, dacă se poate. Oricum, ca să te salvez, rog colegii din regie... Eu rămân ce-am fost. Romantic. Am zis finalul. E Mihai Eminescu, eu nu cred nici în Iehova. Așa se numește poezie. Am zis-o, final, gata, final. M-am conformat, trebuie să recunoști. Te întreci pe tine, Toma. Inima târgului din regie, dacă este pregătită. Salutare, națiune, și bonjour, oriunde te-ai afla. Astăzi discutăm despre o zicere mai veche a românului, aia cu statul în drum din cauza unei șaibe. Așa că ține-te bine, onorată națiune, că începem. Cum ziceam, chestiunea începe chiar la finanțele noastre publice, unde românul nostru contribuabil are și el nevoie de un amărât de timbru de 2 lei.
Funcționara responsabilă cu amărâtul de timbru se caută în propria poșetă, dar nu găsește mărunțiș să dea restul, e prea de dimineață. Așa că îl îndreaptă pe onorabilul nostru contribuabil spre trezorerie, care va să zică fuguța la trezorerie, cu băgare de seamă că acu se face seară. La trezoreria județului treaba merge la fel. Funcționara se caută în propria poșetă, mai întreabă vreo trei colege, care nici ele nu au mărunțiș prin propriile poșete și se declară de-a dreptul încurcate. Românul nostru contribuabil și-aduce aminte de altă zicală, aia cum că-ți vine să-ți bați copiii. Mai întreabă în dreapta, în stânga, în sus și în jos și până la urmă transferă afacerea în contul său propriu, renunțând la serviciile trezoreriei. Care va să zică fuguța de la finanțe și trezorerie spre mediul privat, salvarea fiind la gogoșerie. Aici are și covriș și gogoși și are și mărunțiș. Ura și la gară, dar o întrebare totuși rămâne. Ce ne făceam dacă era închis la gogoșerie? Mai rămânea probabil soluția să mergem la Banca Națională. Vorba unui prieten de-al meu, contribuabil și el. E, nu e așa simplu cu trezoreria asta. Ce să facem? Kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio. They play shit like, you know. Da, am revenit în direct în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate cu Tică Lumânare și Toma Vasile, invitați. Invitați de onoare, invitații mei de astăzi. Altfel cum? Continuăm. Mi se părea firesc să puncteze astfel. O să continui cu tine, Toma Vasile, și vreau să te întreb, pentru că se încheie un an din viața noastră și un an din viața noastră profesională. O să mă refer la viața ta profesională și te întreb care a fost rolul anului 2012 pentru Toma Vasile. Singurul, nu? Ăla care a fost și singurul. A, e vorba de ăla. No, no, au fost mai multe, dar nu. Nu mă pot lăuda că mi s-a dat ceva complicat de făcut și anul ăsta chiar să-mi amintesc. Anul ăsta juni a început la 15 septembrie, dar la finalul vechii stagiuni, precedente stagiuni. Hai să începem anul cu ianuarie. Ai jucat în câteva piese, te-am văzut cu Don Quixote, ai fost Don Quixote. Nu, asta s-a întâmplat în toamna anului trecut. Și ai jucat și anul ăsta. Da, și am jucat de 4 ori spectacolul și gata. A fost aruncat la magazie. Tot cârcotaș, deși să înțeleg că nu ți-a plăcut niciun rol. Nu, nu cârcotaș, nu. Deși prin contract încheiat cu teatrul se obliga să asigure 10 reprezentații. Pauză. De ce te grăbești? Mai ai încă 6 la dispoziție. Sigur, s-a încheiat și de mult perioada aceea pentru care s-a încheiat contractul. Cred că nu mai există nici costumații. Nu, recuzite. Nu, există costumele, există și recuzite, dar sunt la magazin. Nu se mai joacă spectacolul, pur și simplu. Ultima dragoste a lui Don Juan. Nu, da, nu da, da, da. Eu l-am cunoscut. Păcat de cizmele alea, Toma, până aici niște cizme din piele extraordinare. Păcat de floreta ta. Cizma ca cizma, l-ai văzut cum o purta? Păi asta se corectică, are dreptate. Păi nu costumul contează. Apropo, cu calul ce ai făcut? L-am vândut. L-am văzut de 2 milițeni pe Maskovski Prospect. Așa, unul trează, altul beat ca porc. Bă, nenorocitule. Toma, scuză-mă, unde ai văzut tu porc beat? Să știi, eu am văzut. Pentru că potrivit noilor norme europene, îi trebuie asomați. Nu te duci cu cuțitul la el să iei gâții. Nu? Trebuie ce? Asomați, da. Așa am auzit la televizor. Sau somați, îl somezi prima dată. Nu-l somezi, că îl sperii. Îl sperii, știi? Fuge. Și trebuie să-l tranquilizezi, să-l mângâi. Prima dată îl alergi puțin. Dacă îl alergi bine, se cheamă că e deja vânat. Să nu te alergi după tine, da. Așa. Și o să spune, norocitule, cum ești în timpul serviciului, bă, și ești beat în halul ăsta. Ce ai făcut, bă? Te dau ăștia afară. Ce vezi să trebuie, ai te simți acum, s-a răsturnat o mașină cu o sticlă vodka. Nenorocitule, și ai băut vodka aia? Băi, vă crezi prost? Am vândut vodka și am băut banii. Da. Toma Vasile nu ne spune bancul, nu vrea să ne spună care a fost rolul anului. Atunci îl întreb pe Tică Lumânare, care a fost pentru tine piesa anului? Cea mai bună piesa ta din anul ăsta? Care se încheie cu sănătate, da, pentru toată lumea, zic eu.
păstrez părerea că Balada Prostului a fost pentru mine piesa anului. Și nu numai, pentru că ea a deschis și un nou drum. Mi-a venit și o idee și deja lucrez la un album care va avea ca și cap de listă Balada Prostului. Revenim la spectacolul tău de diseară, unde va fi și Toma Vasile, admirator. Admirator, admirator. Dacă nu, cumva e incognito acolo și urmează să-l recunoaștem. Cum să mai fiu incognito când ne-am anunțat participarea? Nu se știe sub ce mască. Acolo. Dar putem să facem un concurs pentru public. Descoperiți-l pe Toma! Vrei să ne apuce Crăciunul pe aici? Vrei să ne apuce Crăciunul pe aici? Da. Îmi dai voie să spun prietenei tale o poezie? Da, spune. Te-o văd aici în platou și arată nemaipomenit. Dacă te-aș putea păstra, iubito, așa cum ești acum, dacă timpul nu mi-ar lua înapoi, aș accepta precum Faust blestemul eternității. Să știu că mă aplec până la pământ, că ochii și gura mă vor lăsa, că oamenii toți o să arunce cu pietre în mine, așa cum se face cu aceia care iubesc prea târziu, și tot n-aș fugi, dacă ar fi o singură șansă să nu îmbătrânești. Îți mulțumesc, Emine. Îți dai seama ce mi-ai făcut tu mie acum? Că un mare cadou, bineînțeles. M-ai obligat să-i fac un cântec, doamnei Toma? Îți dai seama? Te rog frumos. Doamne și domnilor, special pentru soția mea. În următoarea emisiune am să-i cântecul pe care îl compun. Deci astea s-ar numi dedicații în rate. Nu, și ce e mult strică, eu zic că nu, să nu dăm totul chiar din prima. Păi nu. Că urmă devenim neinteresanți. Da. Să lăsăm și ceva ascult. Mai avem și niște secrete. Factorul surpriză. Absolut, absolut. Deci, următoarea emisiune, cântecul pentru doamna Toma. Eu credeam că vrei să cânti acum ca să nu-i rămâi datorul Toma. Ca să nu rămânem datorul. Nu, nimic. Mi-l dai după emisiune și îl duc eu acasă. Îl cânti? Păi nu, îi spun că e de la tine. Ca să nu le rămânem dator telespectatorilor noștri, cărora le-am anunțat o emisiune cu muzică și cu poezie, Tică, te rog să mai ne pregătești un cântec. De data aceasta... Tom, ai deja pregătit cu poezia de final, la finalul mai întârzie. De data aceasta am să ofer din partea noastră, a voastră, a tuturor telespectatorilor, o piesă cunoscută, o piesă a colegului și prietenul meu, Ștefan Hrușcă, care mie îmi place foarte mult, se numește Un gând de iarnă. Când primele din soror să se cearnă, atunci va fi mai greu de cei plecați. Atunci să cânți peste al vieții zați, atunci să fluturi brațul peste iarnă, atunci să fluturi brațul peste iarnă. Prin lume numai oameni de zăpadă, un foc din vatra stânilor să smulgi, și cu puterea disperării dulci să lași asupra spațiului să cadă, să lași asupra spațiului să cadă, să cadă. Și apoi să ningă mult ca-n frații gri și sub zăpezi de bronz să ne iubim. Și apoi să ningă mult ca-n frații gri și sub zăpezi de bronz să ne iubim. V-ați prins, este un cântec dedicat doamnei Toma. Se vor așterne între noi vecernii din clopote că de-a vor chiciuri mari. Atunci visezi frumoasă o să apari la marile distanțe ale iernii. Prin lume numai oameni de zăpadă, un foc din vatra stânilor să smulgi, și cu puterea disperării dulci să lași asupra spațiului să cadă, să lași asupra spațiului să cadă, să cadă. Și apoi să ningă mult ca frații gri și sub zăpezi de bronz să ne iubim. Și
să ningă mult ca-n frații grini și sub zăpezi de bronz să ne iubim. Foarte frumos, te rog frumos, Tică, îți mulțumesc, dar neapărat după emisiune să-mi pui melodia într-o sacoșă, ți-o duc în vestime. Da. Și cu fundiță, uite, luăm o fundiță de aici. Nu, 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 astea sunt pe inventar, nu te lega de... Nu ele, atingeți recuzita. Absolut. Și mai ales nu atingeți microfoanele. Suntem în ultimele 5 minute ale emisiunii noastre. Cum zboară vremea, domnule. Uite, eram, aveam părul... ca pana corbului la începutul emisiunii. Nu mi-am dat seama când a trecut o oră și uite-mă. Nu, nu, nici soarea e de vină. Nici soarea. Timpul, nicio problemă. Toma Vasile, o să te rog pe tine să pregătești o ultimă, un ultim număr, o ultimă poezie în emisiunea noastră, ca să nu... Fiți atenți ce vreau. Da, 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 recunosc. Uite, am să spun o poezie... foarte frumoasă, o poezie profundă. Las că o lăudăm noi la urmă. Nu, e, nu se termine emisiunea? Acum? Nu o spun acum? Spun-o când vrei tu, că terminăm noi și emisiunea. Bine, eu am... deci încep să spun și tu tai curentul. Am înțeles. Sună așa poezia. Un om din Tecuci avea un motor. Și nu i-a folosit la nimic. Te-ai încurentul, da? Uite-mă, la 60 de ani, uite-mă. Sigur, câți ne putem lăuda că am realizat în 10 și 10 de ani niște lucruri formidabile. Păcate, sigur, cam toate sunt efemere. Dar, sigur, asta este. De-aia am spus că mie mi se pare o poezie tare profundă. Da, foarte profundă. Cum spuneam, ne apropiem de finalul emisiunii. Nu uitați că în această după-amiază, spre seară, începând cu ora 16:30, toți giurgiuvenii iubitori de muzică sunt invitați în Parcul Mihai Viteazu, acolo unde giurgiuveanul nostru, reîntors din București, astăzi, și l-așteptăm oricând alături de noi, Tică Lumânare va susține un concert cu colinde de iarnă și cu... Și vechi și noi, și cunoscute și necunoscute. O să fie pentru toată lumea câte ceva. Mulțumesc invitațiilor mei. Toma Vasile, care s-a întrecut pe sine, da? Deci m-a invitat la un fel de concurs cu mine însumi. Exact. Mulțumesc, domnule Brebenel. Iarăși ai ajuns înaintea ta, Toma. Mulțumesc. Nu, culmea că am concurat cu mine și am ieșit pe locul 2. Aici este nenorocire. Le tot spuneam invitațiilor mei... de-a lungul emisiunilor, așa, de-a lungul timpului, că nu am în toată în emisiunea mea, pot să zic că orice, dar numai în timpul lansării emisiunii și în timpul finalului, ei rog eu să nu mă întrerupe, am uitat, Toma, să spun asta, mă pregătesc de final, te rog să nu mă întrerupe. Am tras fermoarul. Dar trebuia să-mi spui de la început, să nu deschid gura. Pentru că n-am făcut o regie, o să facem în felul următor, închid eu emisiunea și Tică Lumânare ne mai cântă ceva. Și așa vom, ăsta va fi finalul, deci regie în direct. Giurgiu, înainte de toate, doamnelor și domnilor, o emisiune, un concept care, zic eu, pune cetatea înaintea persoanei, cu speranța că un Giurgiu mai frumos și mai primitor înseamnă oameni frumoși și curați. Oameni mulțumiți de cetatea lor pentru că ei înșiși sunt cetatea. Oameni buni, sănătate și căldură în casă, Sângelul Brebenel, ne revedem joi de la ora 19:30. Până atunci, numai bine și încheiem cu Tică Lumânare. Noi umblăm acolinda în seara de Crăciun, pe la casa altuia în seara de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. Scula
luați gazde, nu dormiți în seara de Crăciun. Vremea e să mă treziți în seara de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. Să fii gazdă sănătoasă în seara de Crăciun, că ne-ai pus colaci pe masă în seara de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. De urata mai ura în seara de Crăciun, dar departe om pleca în seara de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. Și la anul om veni în seara de Crăciun, numai dacă ni-ți pofti în seara de Crăciun. Așa că ne-am asigurat o emisiune și la anul. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești.